Iată că am deschis aprozar. Trebuie să mă mișc cât mai puțin pentru că sunetul e complicat. Facem o nouă secțiune aici de review-uri pentru produsele pe care noi le folosim în teren și nu numai. De data asta avem bateria Delta de la EcoFlow, adică cea mai mare de la ei, și am să vă prezint, să vedeți cum arată o baterie externă de 14 kg greutate, adică nu e chiar o baterie din aia pe care o folosim noi la telefoanele noastre mobile. Este o baterie special destinată oamenilor care vor să stea cât mai multă vreme izolați. Și atunci avem nevoie de curent. Asta este fața ei. Sper că se vede bine la cameră. De aici pornește, are un buton. Ne arată capacitatea de încărcare, porturile USB, USB-C-uri, două bucăți pentru oameni ăștia cu telefoane mai noi și cu încărcătoare mai noi. Vă repet, avem display-ul în care ne arată cât este la sută încărcată, cât consumă în momentul în care conectăm ceva și câte ore mai are de standby în momentul ăsta. În momentul în care conectăm ceva, timpul se modifică, vă dați seama, și aici avem încărcătoarele normale de 220 și unul pentru brichetă sau alte device-uri, cum ar fi stație auto. CB, de exemplu, putem să o conectăm aici la masă și să stăm cu ea, să vorbim cu oamenii din teren. Hei, unde sunteți? Nu știu ce, nu știu cum. Putem să o folosim pentru luminile de filmare, de exemplu. Asta este pornită. Hei, de ce nu vrei să stai aici, obraznicule? Așa, bun. Și nu ne spune nimic. Ce trebuie să fac acum, oare? Să pornesc ăsta? Să dai drumul cu partea alaltă. Am un buton aici? Este, mă, chiar am. AC on-off. Scria ca pentru orice chiar. Ma, a pornit! Și avem 13 ore de 76 de... 75, 76. Eu rămân aici, nu? 75, 76. Până se stabilizează, nu? Sau nu? Da, deci 13 ore de lumină în ochi, dacă aveți nevoie. Uitați, pot să vă arăt și vouă. Puteam să vă arăt, dar stric aici decorul. Luminează și vă dați seama, noi am folosit-o, de exemplu, să ne facem cafea la espresso. Altă viață. Bine, astea sunt fițe, știu, dar na. Oricum, atunci când mergem în sălbăticie, poate să vină opțional și cu un panou solar pe care nu l-am văzut niciodată. Îl văd pentru prima oară. Nu l-am folosit, dar acum, pentru că e soare, putem să-i facem o probă și să vedem cât încarcă real. Că se lăudau băieții ăștia de aici, din echipa noastră tehnică, că avem un zimă din ăla, care măsoară curentul, cum îi zice. De la galben și cu rotiță. Aduc galbenul cu rotiță! Unde e, mă? Asistenta? Unde? N-avem? N-avem asistentă? Mamă! Aha, s-a aprins. Input 0.4, 0.5 W. Da, pe de 1 amper. Hai să-l punem în soare, să vedem cum e. Aha, deci la umbră avem 1 amper, adică 5 W. Hai, mă, că învăț electrică. Te ajut? Hai să te ajut, asistenta mea. La soare, la sorel. Uite aici, ia vezi, mă? Hai, mă, pune-l jos. Uite așa. Da, mă, bate acolo. Are altă culoare. 37 de W, 38. Adică s-a schimbat treaba. Ia să vedem. Știi ce nu știu eu? Vreau să scot cablul de la panou și să văd în câte ore se consumă, că acum ar trebui să se consume la jumate. Deci dacă avem 25 de ore de proiector. La 70 de W. 25 de ore, dacă am avea soare 25 de ore. Știi ce zic? La puterea asta, dacă pot să fie aici. Dacă mai băgăm ceva? 5%, 100%. A, iartă-mă pe mine. Păi de ce ai făcut asta? Că de la 25 de ore am ajuns la 3. Păi ai 300 de W consumă. Ai modificat consumul. Nu mai am panouri solare să aduc. Mai aduceți niște soare.
Capacitatea totală a bateriei atunci când este încărcată este de 1260 de W/h. Habar n-am ce înseamnă asta, dar oamenii care sunt pasionați sunt ferm convins că știu. Oricum, Marius, pentru că sunt atât de multe detalii tehnice, o să le afișeze pe ecran și voi puteți să puneți pauză, să citiți toate specificațiile bateriei. În cazul în care sunteți pasionați de chestia asta cu curentul și cu consumuri și... Na, nu că sunteți pasionați, dar ar fi normal să le știm. Eu nu le știu, deci, na, minusul meu. Și spuneam, ca să exemplific pentru cei care nu sunt atât de cunoscători, ca și mine, ce înseamnă bateria asta în utilizarea domestică pentru noi oamenii, un bec de 10W, îmi cer scuze, ar putea să funcționeze cam 36 de ore pe varianta de la Delta, pentru că mai sunt și alte variante de baterii mai mici pe care le găsiți la prietenii noștri de la EcoFlow. Un grătar electric, de exemplu, de 1650W, funcționează între jumătate și o oră și jumătate. Deci poți să faci niște fripturi sănătoase la bateriuță. O să o mai vedeți, o să mai vorbim despre ea în episoadele de la Stax Trails sau Stax Extra, unde mergem la camping, avem planuri mari pentru anul ăsta. Un alt lucru foarte interesant la această baterie Delta este că dacă o băgăm la încărcat, are o funcție de fast charge, adică încărcatul la priza de 220 de la camping, de exemplu. În timp ce faceți dumneavoastră un duș și vă și machiați, fardați, că eu așa obișnuiesc, adică la mine durează o oră dușul, ea se încarcă de la 0 la 80%. Ce vedem noi acum este că ea se încarcă de la 85% prin acest panou solar la 44W în doar 6 ore. Adică 6 ore de zi, am ajuns iarăși la 100% și putem să stăm o săptămână în pădure să lucrăm pe laptop. Adică remote, pentru că pandemie. Vine cu garanție, vine cu accesorii, vine cu cablu de încărcare la bricheta mașinii, vine cu acest panou solar și o găsiți la prietenii noștri de la Delta pe site. Nu uitați de detaliile din descrierea videoclipului, aveți link-ul de acces și puteți să aflați toate informațiile, inclusiv prețul. Dacă v-a plăcut, vi se pare interesant sau cel puțin măcar 1% am zis ceva interesant aici în clipul ăsta, share, like și subscribe. Să vadă și alții și să știți și voi când mai postăm materiale de genul ăsta.